Bună dimineața, viață, bună dimineața, dragă comunitate, bine ne regăsim la mesajul zi, mesaj venit din infinit, special pentru tine, drag suflet, pentru a-ți aduce vibrația zilei și a te conecta cu esența ceea ce ești tu, pe deplin uman, pe deplin divin. Înainte să începem, vreau să spun că în această seară ne vom vedea live de la ora 21 cu o citire energetică dedicată săptămânii care urmează și, bineînțeles, dacă mai rămâne timp, vă voi răspunde cu drag la întrebările voastre prin intermediul cărților Oracol, prin intermediul acestor citiri energetice. Și îți reamintesc, drag suflet, că deja am început să creez citirile energetice personalizate pentru 2025, formate din 13 etape. Prima etapă arată energia predominantă a lui 2025 pentru tine și următoarele 12 etape reprezintă energia fiecărei luni pentru tine. Vei găsi detalii despre cum poți și tu să beneficiezi de o astfel de citire în descrierea acestui video. Drag suflet, se pare că astăzi este despre ordinea divină. Am folosit oracolul îngerilor, crea de Delia Mureșan doar cartonașul, pentru că mesajul este venit din infinit și te întâlnești astăzi cu Arhanghelul Raguel, care spune că există niște timp divin pentru orice lucru și că totul se organizează și se manifestă în viața ta prin ordine divină. Ei bine, se pare că acest mesaj, ordinea divină, a venit pentru că tu, în ultima vreme, te cam consideri o victimă a acestei lumi. Consider că dorințele tale nu se îndeplinesc, deoarece ești nedreptățită. Ei bine, se pare că ego-ul tău, știu că nu recunoști asta, știu asta, nici eu nu recunosc, nu, cum eu, nu se poate așa ceva. Ei bine, ego-ul este foarte, foarte perfid și foarte fin când se manifestă pe calea obscură. Repet, ego-ul este necesar. Ne trebuie aici pe pământ pentru a realiza anumite lucruri, pentru a trăi în dualitate, dar nu să-l facem Dumnezeul nostru. El trebuie să fie un slujitor al nostru, care să slujească exact cum îi spunem noi. Da? Ei bine, se pare că ego-ul tău este mai puternic acum decât împlinirea ordinei lucrurilor prin planul divin pentru tine. Doar crezi că faci asta, dar este o iluzie. Bineînțeles că n-ai să reușești niciodată. Pentru că ordinea divină, planul divin, este sacru. Ceea ce faci tu te lupți inutil cu viața și este un consum foarte mare de energie. Așa că Arhanghelul Raguel este aici pentru a-ți aduce dreptatea divină în viața ta, însă această dreptate divină este posibil să nu aibă nicio legătură cu așteptările tale pământene. Tot ceea ce este de făcut acum pentru tine este ca tu să te abandonezi, să te abandonezi lui Dumnezeu, unicului, sacrului și iubirii sale, să mergi mai departe, chiar dacă nu înțelegi de ce s-au întâmplat anumite lucruri sau de ce nu se întâmplă anumite lucruri așa cum le dorești tu, știind că poate nu ți este ușor, dar ai credință în divinitate. Vei realiza în timp ce îți continui călătoria spre infinit că tot ceea ce ți s-a întâmplat de fapt este pentru binele tău cel mai înalt și că din spatele umbrei pe care tu o trăiești strălucește de fapt lumina soarelui de iubire. Intră în comuniune cu Dumnezeu, cu Unicul, abandonează-te Lui, stai în taină cu El și spune-i taina inimii tale, pentru că Unicul îți este mamă, îți este tată și la sânul său, în îmbrățișarea sa, vei găsi de fapt adevărata alinare, pentru că viața nu este despre luptă și opunere, ci despre a lăsa să se înfăptuiască totul într-o stare de prezență, de pace, pentru a trăi miracolul vieții. Ceea ce se relevă de fapt acum în viața ta este despre tine, oameni, conjuncturile de viață. Îmbracă forma interiorului tău din iubire pentru tine. Da, deci nu pentru a se lupta cu tine. Sunt medici ai cerului și ai pământului care de fapt ce fac? Contribuie la vindecarea ta și trebuie să fim recunoscători că vin acești oameni în viața noastră care sunt ca niște catalizatori, care prin ceea ce fac, prin ceea ce înfăptuiesc, te aduc către tine ca tu să ajungi să te alegi pe tine, știi? Prin oglindirea lor, prin faptele lor, prin faptul că creează durere, suferință,
tu începi să vezi că nu mai este despre asta și zici, wow, a trebuit să trăiesc prin asta, a trebuit să experimentez asta ca în sfârșit să mă aleg pe mine. Foarte frumos. Și vom lua 4 oracole să facem o citire energetică despre această ordine divină, mai multe detalii de la oracolul Teizer, da? Haideți să vedem. 1 a 3 cărți. Despre ce ordine divină este vorba? Și iată că au venit 3 cărți. 3, am zis, 3 au venit. Da. Ei bine, această ordine divină vine în legătură cu abundența. Se pare că încerc să forțez lucrurile pe partea materială și încerc să faci voia ta pentru mai mult, însă nu este nevoie de asta, nu este nevoie de luptă, de îndârjire. Poți să o faci într-un mod armonios, poți să ceri Universului, poți să dăruiești, pentru că dăruirea este o sursă de a deschide noi fluxuri de abundență. Și în momentul în care nu te mai lupți și știi că ai dreptul tău divin și că nu o faci prin luptă, că este un drept natural de a trăi în abundență, în fluxul energiei, abundență de lucruri bune, de bani, de iubire, de sănătate, de prosperitate, de tot ceea ce îți dorești tu, pentru că abundența înseamnă întregul, atunci ieși din această luptă. Deci, această carte, Ordinea Divină, vine să spună, dragul meu, draga mea, materia nu trebuie să devină, să se ridice deasupra ta, ci tu trebuie să o stăpânești, tu nu trebuie să devii sclavul, sclava materiei. Tu trebuie să lucrezi cu materia ca cu un instrument de lumină, da? Și atunci folosește materia, onorează-o, pentru că ea ți este un instrument de lumină și poți aduce liniște în viața ta, de mai luptându-te și poți aduce tot ceea ce îți dorești tu în viața ta ca să trăiești aici o viață împlinită așa cum îți dorești. Al doilea mesaj este să te odihnești și să-ți dai voie să intri în flux. Se pare că îndârjită după a crea, de a obține tot ceea ce îți dorești tu, ai tras de tine, ai obosit, te-ai epuizat, te-ai împrăștiat în nu știu câte zări, nu știu câte părți, nu este despre asta. Te cere ca să poți să intri în acest flux al abundenței fără luptă, ți se cere să te odihnești, să te aduci înapoi, să fii acolo unde tu te simți bine să fii și să-ți oferi momente de relaxare, de odihnă, de a nu mai trage de tine, pentru că încercând să faci mai multe lucruri deodată, încercând să fii nu știu câte părți, nu faci decât să dai părți din tine și să te epuizezi și atunci nu vei mai fi viabil, viabilă pentru proiectele pe care dorești să le faci și pentru tot ceea ce dorești tu în viața ta. Este o mare iluzie că încercând să faci nu știu câte lucruri, lăsând la o parte faptul că tu ești obosit, obosită, o să fii mai prosper și vei reuși să faci mai multe lucruri. Nu, faptul că tu ți oferi acel moment de odihnă, de comuniune, de bucurie cu tine atunci când tu simți că ai nevoie, va aduce adevărata prosperitate în viața ta, pentru că te va încărca cu energie și normal că aia vei vibra și tu. Și al treilea mesaj este să te înconjori de oameni care te ajută să te vezi, să lași deoparte acea vibrație a egoului de victimă, da? Pentru că prin asta atragi oameni care te devalorizează, care te minimizează, care te bagă într-un spațiu foarte mic, pentru că ei nu au măreția de a pătrunde în universul tău măreț. Ce este important ca acei oameni, iată vulpea, semnul și retenie și așa, să-i lași deoparte, da? Deci nu astfel de oameni care revarsă asupra ta venin, critică, judecată, te văd greșit, greșită, nu au ce să, nu e despre tine, da? Deci când ai astfel de oameni care încep cu critici la asupra ta, că nu faci aia bine, că ești nu știu cum, că așa, nu. Deci acei oameni nu au ce să caute în realitatea ta, clar. Nu mă onorezi, nu ai ce să cauți în realitatea mea. Deci asta trebuie să-ți fie deviza.
Pentru că acești oameni te bagă în vibrația de victimă, te atrag, te adâncești și mai jos și îți scad, bineînțeles, stima de sine. Mergem mai departe, vom lua oracolul fazelor lunare. Haideți să vedem cum poți tu să lucrezi în mod conștient cu fluxul abundenței. Apoi, cum să fii tu în curgere, să te odihnești, să intri în această curgere sacră a vieții. Și cum poți tu să renunți la oameni care nu te onorează, să aduci oameni care te iubesc. Voi lua partea de jos. Este pentru tine. Ei bine, abundența îți vine prin luna albastră, ți se spune să ai încredere că ceea ce pare de fapt în acest moment imposibil pentru tine poate fi realizabil și deja se realizează în câmpurile tale subtile. Deci tu trebuie să renunți la acea luptă pentru abundență, pentru prosperitate, pentru că ea deja, deci lucruri mărețe la care tu nici nu te aștepți, se pare că sunt doar pentru alte suflete sau că tu nu ai capacitatea de a realiza acele lucruri, deja ele se înfăptuiesc în planul tău subtil, sunt născute deja în planul tău subtil și iată, vor să se nască în planul firii. Și luna albastră te susține, dar tot ceea ce trebuie să faci tu este să ai încredere că se poate naște în realitatea ta ceea ce tu îți dorești. Contează foarte mult energia gândului pe care o pui. Și bineînțeles, faptele, oricât de mici, sunt deschizătoare de drumul. Apoi, curgerea asta, flow-ul acesta divin în care tu trebuie să te lași al vieții, îți vine prin luna nouă în semnul leului. Leul înseamnă putere, înseamnă succes, înseamnă strălucire, înseamnă altruism, înseamnă compasiune. Și cheia succesului în tine și în tot ceea ce faci tu este să ai încredere. Să ai încredere în propria ta ființă și să ai încredere în divinitate. Că există acel timp divin, iată vine această ordine divină, care le aranjează pe toate, dar le aranjează atât de bine încât tu vei obține absolut tot ceea ce îți dorești, dar nu în modul în care conceptul prin mintea ta umană, ci printr-o minte cuantică, o minte divină, te vei întâlni cu ceea ce îți dorești. Și apoi vorbeam de oamenii care nu au ce să caute în viața ta, trebuie să-i liberezi, să-i lasă să plece oamenii care nu te onorează și înainte să-i lasă să plece, iată vine luna nouă în semnul Văzătorului, ci spune să impregnezi cu iubire situațiile disfuncționale, critice, în care tu te afli. Trimite iubire către acele ființe care te văd greșit, care te judecă și simte compasiune, pentru că ei nu fac decât să proiecteze asupra ta neputințele tale. Un om care se iubește pe el și se respectă, nu o să vadă niciodată greșit un alt om și mai ales omul pe care îl iubește. Deci niciodată nu-l va vedea greșit. Dacă există disensiuni, pentru asta există comunicarea să se discute, dar deja când ajungi să-l denigrezi pe celălalt și să nu-l onorezi, nici prin cuvinte, nici prin faptele tale, acolo nu mai este iubire. Așa că fii tu înțelept, tu înțeleaptă și pune iubirea ta, impregnează cu iubirea acea situație și acea ființă, dar asta nu înseamnă că este dat să rămâi, da? Nu rămâne în o situație care nu te onorează. Și vei vedea despre ce e vorba, pentru că după ce vei pleca din astfel de situații, se va naște miracolul. Îl spun din propria experiență, pentru că și eu am fost acolo ca tine. Dar cu toții avem nevoie de astfel de experiențe ca să ne vedem strălucirea și să vedem cât de frumoși și de măreți suntem. Bun. Mergem mai departe. Mai multe detalii despre a avea încredere în ceea ce pare imposibil de realizat și devine posibil. Apoi, cheia succesului este încrederea, mai multe detalii. Și ea te impregnează cu iubire situațiile conflictuale în care te afli. Ei bine, ai încredere în aceste situații pe care ți le dorești, care par imposibile, dar devin posibile. Primești coduri de lumină de la Lemurieni care îți te conectează mai mult la intuiția ta superioară, îți activează sensitivitatea ta, abilitățile psihice și poți chiar să-ți activezi clar audiția, clar vederea, pentru a fi mai conectat pe deplin la mesajele care vin din subtil, atât de la mama pământ, cât și de la
univers pentru tine pentru a crea miracolul, pentru a crea imposibilul. Și iată, lemurienii, mulți dintre lemurieni sunt întrupați acum și ceilalți care sunt în infinit vin cu activarea acestor coduri de lumină pe care le revarsă spre tine pentru a te susține să realizezi imposibilul, să creezi miracolul aici pe pământ. Și iată cheia succesului, am spus despre asta că vine prin luna nouă în semnul leului, liderul, altruistul, puternicul, soarele, strălucirea. Îți vine prin maestrul înălțat, comandantul Aștar, care este un lider al activărilor. Deci ești activat ca lider, ca tu să poți să-ți manifesti puterea ta interioară. Este timpul să evoluezi, este timpul să ai încredere în stabilitatea ta și în ghidarea pe care o primești și, bineînțeles, este timpul să ai încredere în abilitățile tale. Dar ca să le poți recepta și să le asculți și să le integrezi, este nevoie să te odihnești, să fii odihnit și să fii împăcat cu tine, sufletește, mental, spiritual, psihic, emoțional și fizic. Și apoi următoarea carte impregnează cu iubire toate acele conflicte pe care le ai. Iată, Rama și Sita care îți vorbesc despre o uniune sacră, despre conexiunea cu sufletele pereche și despre a te muta către oportunități romantice. Deci se pare că aceste ființe pe care trebuie să le lași în urma ta, care proiectează asupra ta, te denigrează, nu te acceptă așa cum ești, este vorba despre o relație de iubire, de iubire din partea ta, dar din partea cealaltă o relație masochistă, ca să spunem așa. Se pare că vei trece prin această despărțire sau ai trecut de curând, te-ai ales pe tine. Și de ce ai făcut lucrul acesta? Pentru că te așteaptă o uniune sacră cu întâlnirea cu sufletul pereche, o uniune în care vei trăi vibrația romanticului așa cum îți dorești tu și vei fi iubit și vei iubi la rândul tău. Și ce mare bucurie această celebrare să te unești cu un suflet pereche și să fii iubit pentru ceea ce și să iubești acel suflet fix așa cum este el. Să vă recunoașteți unul pe celălalt foarte frumos și foarte profund. Și mergem mai departe cu oracolul de la Delphi. Haideți să luăm mai multe detalii despre activarea abilităților tale superioare. Un vin. Wow! Ce carte frumoasă! Mai multe detalii despre calitățile tale de lider, de a fi soare, de a fi strălucitor, de a te încrede în abilitățile tale. Haideți să vedem. Și mai multe detalii despre această uniune sacră. Foarte frumos. Ei bine, drag suflet, codurile lemuriene vin prin a-ți da voie să strălucești, prin a te juca, prin a manifesta expresia ta prin muzică, a cânta, a asculta. Iată, ai optul, puterea și, bineînțeles, muzica. Deci muzica, ascultă muzică, poți să cauți pe internet codurile lemuriene și vei vedea că vei găsi și prin muzică vei descărca aceste coduri lemuriene care îți vor activa anumite abilități ale ființei tale, pentru că cu toții le avem, doar este necesar să le activăm. Iată, muzica te îmbrățișează, te cuprinde și te susține în această activare. Apoi, calitatea de leadership, iată, ai leul pentru a doua oară în citirea ta, deci iată, astăzi este despre lei, este 19. 19-le este soarele, este cel care adună oamenii în jurul lui. Oamenii vin către el pentru că îi simt vibrația, îi simt strălucirea, îi simt hrana, hrana pe care el o oferă. El adună oamenii împreună și el este și un inovator și un deschizător de drumuri pentru că este și un. Deci, iată, te întâlnești cu divinitatea,
capeți prin această lună nouă semnul leului, capeți încredere în tine și scoți din tine inima ta de leu. Știi că poți prin inima ta de leu să reușești absolut tot ceea ce ți-ai propus să împlinești aici pe pământ. Și Uniunea sacră vine printr-o renaștere a ființei tale, printr-o purificare, ți se aduce claritate, detoxifiere după acea relație toxică prin care ai trecut. Să știi că după o astfel de relație toxică, corpul tău, deci dacă ești într-o astfel de relație și când se încheie, să știi că poți să fii într-o stare de șoc. Da? Se întâmplă, știu că am experimentat și asta, poți să fii într-o stare de șoc și corpul tău să se deregleze total, de să se deregleze total, să se schimbe total metabolismul, însă tu trebuie să înțelegi că s-a produs un șoc emoțional și că ești într-un proces de vindecare și de purificare și asta s-ar putea să se întâmple și cu tine, drag suflet, acum, dar iată, vine spiritul tău și spune: ți aduc această purificare, ți aduc o nouă renaștere, ți aduc claritate, tot, tocmai pentru ca tu să fii pregătit pentru sufletul tău pereche și să reușești să onorezi întreaga ta ființă, să faci spațiu, să primești acest suflet pereche în realitatea ta. Bun, și mergem mai departe. Vreau să luăm mesajul de la o carte vindecătoare, carte scrisă de doamna Ana Aurora Șuncă, sub formă de channeling, mesaje primite de la Isus. Și dacă tu îți dorești această carte, poți să-mi scrii la numărul meu de WhatsApp și îți voi da numărul fiului doamnei Ana Aurora Șuncă, care continuă să le editeze în memoria sa, pentru că ele nu se găsesc în librării sau pe site. Haideți să vedem mesajul de la Hristos pentru noi. Începe tu. Începe tu să te rogi pentru sănătatea celor din jur și eu voi continua lucrarea ta aducând sănătate. Începe tu să zâmbești celor din jur și eu voi continua aducând bucurie în inimile lor în fiecare zi. Începe tu să mulțumești că azi a răsărit soarele pentru tine și eu voi continua să-ți fac zilele însorite și pline de daruri. Începe tu să fii calm când de altă dată te enervai și eu îți voi aduce doar oameni buni și iubitori care să-ți arate că sunteți mereu o familie de vindecători ai tuturor bolilor lumii. Prin voi curge azi iubirea mea. Ea vindecă de la începutul timpului, dar voi ați uitat și nu mai credeți că azi este posibil. Începe tu să crezi cu tărie asta și eu îți voi da dovezi în care încrederea ta să crească de la o zi la alta, pentru că eu te iubesc. Drag suflet, aceasta este citirea de astăzi. Ne vedem cu bucurie diseară de la ora 21. Îți reamintesc că dacă vrei să te abonezi în calitate de membru, poți accesa de pe acest canal calitatea de membru și vei primi săptămânal citiri energetice personalizate doar pentru membrii și mâine voi reveni special pentru membrii cu o citire energetică, mesaje de la Univers formate din 4 etape. Vei afla taine despre umanul din tine, vei afla taine despre inima ta, vei afla taine despre mintea ta umană, dacă este conectată la mintea divină. Și vei afla taine despre spiritul tău, da? Dacă este pe deplin conectat cu tine. Ne întâlnim diseară la ora 21 și mâine, bineînțeles, cu mesajele venite din infinit. Îți zâmbesc și îți mulțumesc pentru că faci parte din această comunitate, pentru că viața este despre împreună și împreună viața este mai frumoasă. Mulțumesc!